încă de acum 4 ani am spus că medicul de familie joacă cel mai important rol la nivel european și la nivel mondial cu privire la faptul că joacă, este o interfață între pacient și celelalte domenii de asistență medicală, deoarece cunoaște istoricul pacientului, face o analiză de risc, o discogramă, cunoaște în amplitudine dorsalul pacientului prin prisma dezvoltării pe viitor a unor eventuale boli, ceea ce înseamnă aceste și prevenția înseamnă screening. Exact cum a spus și doamna președintă Simona Șneva, că în Europa se derulează foarte multe screening-uri la nivelul medicinei de familie. Ce nu s-a discutat este lipsa de medici de familie cu care se confruntă această țară, cu plecarea aproape 6.000 de medici în ultimii 20 de ani. Și aici este vorba de o strategie. Ca să putem face strategie în sistemul de asigurări sociale de sănătate, ne trebuie date clinice corecte și forță de muncă. Două criterii eligibile pentru a putea conduce la un sistem sănătos. Media în Europa la un nivel de familie pe lista lor, pe listele lor, sunt de 400, 600, 800 maxim de pacienți. La noi seara de 2000. Cum putem face noi prevenție cu medii de familie care are 4.000 de pacienți? Foarte greu de spus. Mai este un lucru foarte bun. Indicatorii ăștia, aceștia pe care noi îi analizăm cu privire la strategia în sănătate, haideți să discutăm de vârsta medie a medicilor de familie la nivel național, care este peste 60 de ani. Deci, clar că trebuie o infuzie de persoane tinere, deși finanțarea la acest moment este foarte bună, chiar pe noul contract cadru, pe noul contract care s-a semnat acum, există o creștere aproape de 20% la nivelul medicinei de familie. Eu vă mulțumesc, sunt alături de colegii medici de Prahova, de toți actorii din piața medicală, astfel încât să dezvoltăm rolul nostru ca finanțator. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte, ați transmis o